Referitor la căsătorie, trebuie spus că aceasta trebuie să fie asumată continuu în fața lui Dumnezeu și în fața responsabilităților care decurg din ea. Pentru că nu te-ai căsătorit odată și cu asta ai rezolvat problema. Și cei mai mulți, din păcate, se căsătoresc și consideră că problema e gata, e rezolvată. Ori nu e rezolvată deloc, dragii mei. Și vă îndemn, și asta o face un călugăr și un episcop, să vă faceți curte, bărbații femeilor și femeile bărbaților, soții soțiilor, soțiile soților, până la ultima suflare. Altfel nu funcționează căsătoria. Dacă consider că te-ai căsătorit și acum n-are decât să te asculte și să-ți facă de mâncare, să spele rufele, să etc., câte mai vrei tu să îți facă, atunci căsătoria nu înseamnă că ți-ai luat o slugă, da? Cei mai mulți cam așa se comportă, de fapt, în viață. Nu ți-e o slugă, ți-e o soție cu care trebuie, practic, să susții ce ai făcut la căsătorie continuu. Și asta trebuie asumat zilnic, pentru că noi ne dezvoltăm continuu. Și dacă nu ne dezvoltăm unul spre altul, ne dezvoltăm paralel și după aceea în mod diferit, încet, încet. Și aici avea Părintele Teofil. Știți că eu sunt de la Sâmbăta, am fost foarte apropiat de Părintele Teofil și cu el am venit aici prin 93 sau 94 pentru prima dată. Era atunci președinte ASCOR, Părintele Diacon Sorin Mihalache, și atunci am venit, cred că prima dată, la Iași. Deci Părintele Teofil spunea la un moment dat, sau spunea de mai multe ori, repeta lucrul acesta, că e un cuvânt de la un episcop: din păcate, cei mai mulți călugări nu știu ce fac când se fac călugări. Și e firesc să fie așa, pentru că ei n-au cum să anticipeze ce o să se întâmple după ce s-au făcut. Ei văd unele lucruri din exterior, dar nu pot să știe ce se va întâmpla în viața lor, în mănăstire, în lume, peste nici măcar peste un an, nici măcar peste o zi. Cum evoluează toate, n-au de unde să știe și atunci ei trebuie să dea răspunsul de călugări continuu, zilnic. Dar la fel și în căsătorie. Însă Părintele mai continua, asta e frumos, zicea că necazul cel mare nu este, că este un lucru firesc. Necazul cel mare, zicea Părintele, este că nici după aia nu-și dau seama ce au făcut când s-au făcut călugări. Și eu spun, acolo unde e cazul, da? Eu spun, plecând de aici, că cei, de fapt toți oamenii, nu știu ce fac când se căsătoresc. N-ai de unde să știi. Nici cum evoluezi tu, nici cum evoluează celălalt, nici ce intervine în viață, toate chestiunile astea îți sunt necunoscute. În căsătorie ești chemat la o dezvoltare împreună cu celălalt, pe care trebuie să o asumi continuu, să te dezvolți continuu în armonie cu el, da? Și necazul cel mare, și aici este exact același, că nu-și dau seama nici după ce s-au căsătorit, ce au făcut când s-au căsătorit, da? Deci, ca să trăiești o viață de căsătorit, trebuie să-ți asumi căsătoria, să-ți asumi soția, soțul, trebuie să-ți asumi copiii continuu. Altfel, dacă consider că ai încheiat actele la sfat și slujba la biserică și de acum toate sunt rezolvate, ești absolut pe lângă. Celălalt are nevoie de tine și atunci ești un soț sau o soție bună, când te străduiești continuu să-l faci pe celălalt fericit, să fie împlinit că este cu tine, respectiv cu tine ca soț sau cu tine ca soție. Când faci continuu străduința asta și o face și el sau ea, atunci sunt șanse ca acea căsătorie să se dezvolte cum trebuie.